Este vorba despre proiecte deja demarate pentru care primarii aveau nevoie de anumite sume de cofinanțare și care s-au oprit din cauza lipsei banilor în contextul cheltuielilor mari din timpul pandemiei. Fără să se ia în calcul necesitatea că localitățile din județul Buzău să-și continue procesul firesc de dezvoltare, toate amendamentele depuse de parlamentarii social-democrați buzoieni au fost respinse de PNL și USR+. Plus. Asta în ciuda faptului că vorbim despre amendamente în care s-au specificat concret sursele de finanțare. Amendamentele propuse de parlamentarii PSD vizau proiecte de dezvoltare locală din domeniile multiple, cum ar fi realizarea rețelelor de alimentare cu gaze naturale, de alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea de școli, dispensare și modernizarea de drumuri, a transmis Organizația Județeană PSD Buzău. Unitățile administrativ-teritoriale au încheiat un an foarte greu din punct de vedere financiar, multe dintre cheltuielile pentru combaterea pandemiei fiind lăsate în sarcina acestora, inclusiv amenajarea, dotarea și funcționarea centrelor de vaccinare și aveau acum nevoie de o mai mare susținere financiară pentru a crea condiții de viață cât mai bune pentru buzoieni. Unitățile administrativ-teritoriale au încheiat un an foarte greu din punct de vedere financiar, multe dintre cheltuielile pentru combaterea pandemiei fiind lăsate în sarcina acestora, inclusiv amenajarea dotarea și funcționarea centrelor de vaccinare și aveau acum nevoie de o mai mare susținere financiară pentru a crea condiții de viață cât mai bune pentru buzoieni.